bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. Nu-i așa că v-ar plăcea să priviți omul din fața voastră și să știți totul despre caracterul lui sau despre intențiile sale? Ei bine, forma feței, nasul, fruntea, ochii, buzele spun totul despre noi, iar aceste tehnici de citire a chipului se pot învăța. Vom învăța și noi astăzi să decodificăm trăsăturile partenerilor în dragoste. Alături de mine este Suada Agachi, specialist în tehnici de citire a chipului și analiza trăsăturilor faciale. Suada, bine ai revenit la noi! Bine te-am găsit, mulțumesc! Tu ai scris și o carte despre aceste tehnici și ce putem învăța din această carte și îți mulțumesc că ne-ai adus cartea în exclusivitate. Am adunat toate tehnicile de citire a chipului, de analiza trăsăturilor faciale într-o singură carte. Din câte cunosc, nu vreau să zic altceva din necunoștință, dar aș fi primul autor român care a scris o carte de tehnici de citire a chipului și de analiza trăsăturilor faciale, zic eu, completă, cu foarte multe tehnici. Eu personal am căutat o astfel de carte și am zis, dacă n-am găsit-o, am să o fac eu și am adunat an la rând prin cercetare astfel de metode. Putem învăța foarte multe din ea. Mai ales că zilnic privim chipul uman și vedem, mai ales când vine vorba și de dragoste și vrem să știm cu cine avem de-a face, cum arată celălalt dincolo de ceea ce vrea să pară. Uite, ne vine ca și un instrument destul de util pentru un cititor care are și o imaginație bogată și privește și fotografiile din carte, zic eu că se descurcă foarte bine. Astăzi vorbim despre arta cititului fizionomiei în dragoste. Cum este cu fizionomia și compatibilitatea asta în dragoste? Se pot stabili date foarte certe legate de fizionomia celor doi parteneri? Am foarte multe mesaje de la cititori, de la oamenii cu care mă întâlnesc, care privesc la televizor și deseori îmi trimit și fotografii dacă se potrivesc sau nu. Evident că n-am cum să fac față și nici n-am cum să le spun, cu tot dragul aș face, poate și după această emisiune mulți vor dori, dar n-am cum efectiv să mă ocup de partea asta, așa prin mediul online și nici nu e profesionist, dar se pot trasa câteva trăsături, să zicem așa, de comportament, dincolo de ceea ce omul în realitate este conștient deja. De ce? Fiindcă studiul fizionomiei ne arată un potențial și e bine ca omul să înțeleagă că are o viață, de curs de o viață, timpul necesar să-și manifeste acel potențial care este înscris pe chip. Și în dragoste putem vedea această compatibilitate și un fel de atracție, ca o chimie, dintre cei doi. În primul rând contează foarte mult, și o să mă axez pe aceste două trăsături, ochii și buzele, sau ochii și gura cu totul. De ce? Pentru că, în primul rând, o compatibilitate, la modul general, ne gândim că suntem două persoane care cât de cât gândim și avem aceeași viziune către aceeași direcție. Da? Asta înseamnă, în primul rând, ideea de compatibilitate. Mai departe, eu spun și completez că oamenii se pot completa. Și când spun compatibilitate, pot să văd și ca o completare. Adică două persoane diferite, aparent, cu viziuni diferite, împreună pot crea un întreg. Și atunci, în fizionomie, nu există ideea de incompatibilitate totală. Adică nu se potrivesc sub nicio formă. Dumnezeu așa a lăsat ca noi să ne completăm unul pe celălalt. Și revenind la ideea de trăsături, vreau din nou să subliniez telespectatorilor că este foarte important să țină cont de regula lui 3. Nu putem trasa un tipar comportamental sau să ajungem la o concluzie doar analizând doar ochii sau buzele sau nasul sau orice trăsătură. Deci, va trebui măcar minim trei trăsături care să susțină aceeași idee. Da? Minim trei. Nu putem doar după ochi sau după buze, ar fi superficial. Cum și timpul de afară, nu poți să le evaluezi doar după o picătură de ploaie, vine ploaie, trebuie să studiezi norii, vremea, temperatura ca să tragi o concluzie. Da? Ochii apropiați se determină a fi apropiați sau depărtați dacă măsura unui singur ochi intră exact perfect între cei doi ochi și nu taie cei doi ochi, propriul tău ochi. Asta înseamnă că ochii sunt foarte apropiați dacă propriul tău ochi ajunge să întretaie cei doi ochi. Compatibil cu persoanele care au cât de cât cam aceeași distanță, destul de apropiată, fiindcă dacă întâlnim o altă persoană, de exemplu, ea are ochii mult mai depărtați, destul de depărtați, acei oameni tind să fie mult mai, așa cumva, cu imaginație mult mai bogată, poate chiar aerieni, poate chiar uita anumite lucruri.
celălalt, cu ochii foarte apropiați, se concentrează foarte tare, vede detaliile, poate-ți găsește și nod în papură, cum se spune la noi în popor, vede absolut tot, și ce vrei și ce nu vrei poate să vadă. Deci o femeie cu ochii apropiați este compatibilă cu un bărbat cu ochii destul de apropiați și el, da? Da, important este să aibă cam aceeași structură, asta ar fi primul indiciu. Culoarea ochilor contează? Culoarea ochilor, am observat din cercetare că se atrag foarte mult persoanele, se atrag, o atracție, o chimie, o explozie, care au, de exemplu, iară ochii foarte deschiși, albaștri sau verde deschis, el are ochii căprui închis sau chiar negri, ceea ce este foarte rar de întâlnit, e o chimie, e o atracție foarte mare. Dacă sunt de aceeași culoare de ochi, sunt compatibili, dar în acea compatibilitate în care lucrurile sunt cumva mai domole. Adică nu este atât de multă vervă, nu atât de multă pasiune, dar, repet, e un indiciu. Și dintre toate cele trei trăsături, am expus doar una legată de ochi, apropierea lor. Al doilea indiciu ar fi și forma, pentru că pe noi nu ne atrage atât de mult culoarea ochiului celuilalt. Forma. Este doar o, nu știu, o idee la modul general, ca și culoarea părului, îmi plac blondele, brunetele sau bruneții sau așa, nu. Dispare cu totul acest mit în momentul când întâlnim un om în fața noastră și observăm că am exclus culoarea, dar ne-a atras de fapt altceva, privirea și forma ne atrage în primul rând și pe locul 3 poate să fie și culoarea ochiului, depinde, acum sunt cazuri izolate, forma. Am să expun două forme care se întâlnesc la modul de bază când studiezi fizionomia, și anume ochii de pisică. Forma ochilor este înclinată, interiorul este înclinat înspre nas, iar exteriorul se duce în sus, se numesc ochii de pisică. Sunt grade foarte multe, adică poate fi așa, 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 foarte înclinate. Nu sunt atât de compatibili aceștia cu cei care au forma ochilor lăsate, sau cu plângărețe, cum vreți așa, lăsate în colțurile jos. Colțurile sunt lăsate, da. De ce? Fiindcă aceștia, din urmă, sunt extrem de empatici, sunt foarte mult la suflet, poate să intre într-o melancolie, au nevoie de trăiri intense, pe când ceilalți, nu că nu ar fi și ei așa de empatici, doar că sunt mult mai analitici, mai reci, mai detașați, nu-și arată atât de ușor sentimentele, nu înseamnă că nu le trăiesc, dar sunt sigilate și nu dau voie să iasă atât de tare în exterior. Și atunci cei doi, când se întâlnesc, ar putea să sufere foarte tare cel cu ochii care i-are lăsați, pentru că are nevoie într-o permanentă mișcare, să zic așa, în decursul relației, să primească acele dovezi de iubire, pe când celălalt cu ochii de pisică, de exemplu, cum sunt și asiatici, știm clar că acolo nu se arată atât de des, ca și cultură, evident, dar și forma lor o întâlnim foarte evidentă, atât de multe trăiri siropoase, și dacă chiar o fac în film, o vedem, parcă e forțată, știi, modelul respectiv. Dar la indien, dacă ne uităm, uite forma ochilor, le sunt migdalați și chiar lăsați. Și mari. Da, și mari. Au foarte multe trăiri, nevoia de a-ți arăta dragostea și sentimentele. Dar și asta se simte de cultură. Lor. Da, eu am studiat și pe culturi. Nu putem creiona asta în mod special la noi, doar că este foarte important. Al treilea indiciu, tot legat de ochi, pentru că merg pe trei trăsături specifice la ochi, contează dacă se vede sau nu ploapele. Adică sunt oameni care atunci când deschid ochiul, li se văd ploapele. Iar alții, că atunci când deschid ochiul, ploapele sunt gropate în arcadă. Sunt foarte inserați ochii în orbite. Și aceștia care au ploapele vizibile, la fel de mult se pot potrivi cu cei care au la fel ploapele cât de cât vizibile. De ce? Fiindcă au nevoia de a-și arăta din nou sentimentele. Cu cât sunt ploapele mai vizibile, de exemplu cum are Lara Fabian, dacă sunt telespectatori care vor să vadă, ploape foarte mari, au așa un romantism, totul-i doare, totul simt orice. Simt orice, foarte tare simt orice, pe când cei, cu cât acei oameni cărora nu li se văd atât de tare ploapele sau din contră dispar la un moment dat sub arcade, rămân cumva și sigilați în suflet, reținuți din punct de vedere sentimental. Și acum voi găsiți-vă compatibilitatea după ochi, da? Dacă vreți un om mai siropos, să îi se vadă ploapele. Dacă vreți un om mai misterios, mai reținut, mai calculat, să nu îi se vadă ploapele. Dacă vreți un calculat sau calculată sau mult mai meticuloasă, să aibă ochii de pisică și apropiați, sau dacă doriți un om care să se lasă purtat așa de val, să-i aibă ușor lăsați și ușor depărtați, că atunci au stărat. Super, am înțeles. Foarte apropiat de tine. Ce alte trăsătură mai luăm în calcul? Buzele. A doua trăsătură. Da, buzele, foarte importante. Cu ele comunicăm, ne arătăm dragostea, sărutăm un partener și chiar dacă am acoperit cu totul chipul unui om și ne uităm doar la gura lui,
putem foarte multe lucruri să extragem de acolo, felul cum el iubește, felul cum dorește să primească și să ofere afecțiune, fiindcă este foarte important. Sunt atât de mulți oameni care, cărora li se oferă afecțiune, dar nu vor să primească. Buza de sus arată capacitatea de a oferi afecțiune, iar partea de jos de a primi afecțiune. Și atunci când ne uităm la foarte mulți oameni, mulți vor să primească, dar nu mulți vor să ofere, fiindcă cea de jos, în general, este mult mai groasă. Și atunci vă dăm și mie ceva, te rog, dăm și mie. Asta înseamnă că cei cu buze mai cărnoase oferă jos, și primesc mai multă dragoste? Care o au sus, mai groasă, sau cel puțin la fel de groasă ca și cea de jos, sunt capabili să și ofere. Sau vor să ofere, țin nevoia să ofere senzații celorlalți prin a-și arăta sentimentele, trăirile, sau sunt mult mai deschiși din acest punct de vedere. Pe când cei cărora nu li se văd buzele de sus sunt mult mai săpate, cum le numesc eu, iar cea de jos tinde să fie din ce în ce mai groasă, sunt grade care se studiază, evident, cu atât mai mult simt nevoia să primească. Sunt ca și copiii aceia pofticios, dăm și mie ceva. Și să facem o precizare, nu luăm în calcul operațiile estetice, da? Pentru că foarte multe femei își schimbă forma buzelor. Mă bucur că ai adus în discuția asta operațiile estetice, din ce am observat eu ca studiu. În momentul când o femeie își modifică chiar și foarte puțin buzele, foarte puțin își introduce ceva, până la gradul cel mai inestetic posibil, nu mai au parte de aceeași afecțiune din partea unui partener. Suferă foarte mult din dragoste aceste femei. E ceva ce poate nu o să le convină ce le spun, dar e o informație care o să le ajute pe viitor. Acum, una e când ai un accident, Doamne ferește, ai nevoie de o astfel de intervenție, asta este. Dar în momentul când o femeie schimbă forma buzelor, introducând ceva, foarte multe pe care eu le-am întâlnit din consultanță, în contacte, foarte multe care le-am avut, femeia devine din ce în ce mai nefericită, nesatisfăcută în iubire. Chiar și cu partenerul, soțul cu care ea devine cumva așa, botoasă, cum numim eu. Cu cât e botul mai mare, cu atât ea devine mai botoasă în casă, mai bozunflată. Și de ce toate domnișoarele au tendința de a-și modifica buzele? Pentru că, la nivel subconștient, psihologic vorbind, buzele reprezintă sediul senzualității și al sexualității, chiar și vulva. Și da? Femeile se cred mai senzuale și dacă își măresc buzele? La nivel de femelă, tu când îți faci buzele roșii, cum ni le pictăm și tu și eu și foarte multe femei, vrem să arătăm că noi suntem fertile. Și că suntem senzuale, vrem să atragem acel mascul, la nivel de femelă și mascul discut acum, nu de femeie și bărbat, ceea ce înseamnă cu totul altceva. E, iar acele femei care simt nevoia să și le facă, neavând buzele cărnoase natural, ceea ce înseamnă nevoia de a primi și de a oferi, ele oricum se simt rigide și mai așa calculate, se altfel natura lor și în momentul când ele și le fac mai cărnoase, se simt și ele feminine, da? Și e perfect normal, nimic greșit până aici. Problema e alta, că ceva se întâmplă în momentul când se văd în oglindă, faptul că nu-și pot mișca buzele ca lumea, nu-și mai pot controla sentimentele și devin nemulțumite în iubire. Asta este ceea ce am observat. Ele nu-și dau seama, dar contează foarte, foarte mult cât de mult se ating de ele. Deseori ar fi bine să le lase așa cum sunt ele, mai săpate, asta e, mai puțin feminine, că ele consideră feminitatea buzelor cărnoase, deși nu e așa neapărat, sunt foarte multe femei care le-au foarte subțiri, gura mai lungă, cu un ruj, nu știu, roșu, cu un pahar de vin în mână, arată foarte senzuale și buzele subțiri, dar gusturile nu se discută. Da. Cum arată buzele celor doi parteneri compatibili? Amândoi să aibă același grad de grosime. Acolo se arată compatibilitatea, e foarte important, fiindcă celălalt s-ar putea să simtă neglijat față de cel cu buzele cărnoase față de celălalt și tot așa viceversa. E bine să existe această compatibilitate, poate exista, ca cu asta începusem, dar acum merg în această emisiune doar pe ideea de a fi și de a vedea aceleași lucruri la fel. Fiindcă poate să fie în orice moment compatibilitate, dar ca și o completare, nu ca și o viziune către același viitor, aceleași plăceri, aceleași dorințe. Mai avem un minut până la pauză și aș vrea să vorbim puțin și despre cea de-a treia trăsătură. Cea de-a treia trăsătură, pomeții, sunt foarte importanți, fiindcă exact la aceste trei trăsături chiar și umblă, să zicem, femeile, da? Ochii se arată într-un fel, că fie că îi machiază, fie că îi operează ceva în jurul lor, buzele, chiar și nasul, dar pomeții se umblă și la ei. De ce e așa de importantă această zonă? Cu cât pomeții sunt mai osoși, ieșiți în afară, cu atât mai singur se simte acel om. Este, prin însăși esența lui, un singuratic. Sau o singuratică este o trăsătură care se observă. Dar
partenerii care se completează sau se înțeleg au obraj amândoi în aceeași măsură de cărnoși, fie la fel de tăioși, adică cu pomeții extrem de osoși, fiindcă sunt doi oameni care gândesc, simt, au aceleași răceală unul față de celălalt, au aceeași dorință de a se îmbrățișa dacă sunt oameni cu obrajii mai cărnoși. Asta, repet, în acea compatibilitate în care amândoi vor să fie cam la fel. Continuăm.